Ne așteaptă un joc foarte greu la Fumați. Echipa care este pe locul 2, o echipă care dorește promovarea în acest an. Este un joc important, dar nu decisiv pentru a obține promovarea, pot să spun. Orice s-ar întâmpla în acest joc, șanse vor mai rămâne pentru a ne îndeplini obiectivul. Dar este un joc important pentru noi, că cei de la Fumați au un avantaj de 3 puncte față de noi și ne dorim foarte mult să reușim să facem un rezultat pozitiv. Foarte dificil. Echipa după locul 2, trebuie să batem, să fim, ne menținem primele 3-4 echipe acolo. SCM Pitești a luat 6 puncte din 6 posibile în returul Ligii a 3-a. Echipa lui Tic a bătut Sporting Turnu Măgurele cu 2-0 și pe FC Voluntar 2 cu 5-0. SCM are drept obiectiv promovarea în eșalonul secund la finalul acestui sezon.